It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. Oh, I know time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. So unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Try to hold on. It didn't even know. Wasted it all just to watch you go. It fell all apart. What it means to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the time you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all come back to me in the end. Fell all apart. What it means to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Put my trust in you. Pushed as far as I can go. For this, there's only one thing you should know. I put my trust in you. Pushed as far as I can go. For this, there's only one thing you should know. Jurații te-au încurajat să mai lucrezi un pic la capitolul încredere de sine. Cum e? Cum stai acum? Cred că sunt mai bine, da. Mai bine? Nu știu dacă s-a văzut sau nu, dar... Hai să vedem dacă ai transmis chestia asta. Ia să vedem. Sper. Vai. Carlos, unde ai plecat? A plecat. Se plimbă un pic pe aici. A avut prea multă încredere. Tu ai fost la cafea? N-ai auzit? Ba da, am auzit. Tocmai de asta vreau să știu, mă interesează ce spui tu. Te și ceartă un pic. Aoleu, man. Dacă nu înregistrez, mă rog, eu o să fiu... Ascultă, eu vreau să apelez la toți chirurgii din România. Hai să... și la toți oamenii. Hai să punem mâna de la mână, să-i sculptăm o față cu gură pe ceafă, să cânte refrenii de la Backstreet Boys în patru voci. Da! Cumva. Dăm două micro... Man! Superb! Superb! Aoleu! Eu n-am auzit, eu îți promit, eu știu băieți care cântă foarte nisipos și găjit, dar, bro, tu ești altceva. Și în scenă, și aici, și din prima, mă rog, ai mai repet, da, asta nu, asta e... ascultă, nu contează, eu tare te rog frumos, bea o cafea, două, zece, cât vrei să bei tu, cât timp vrei și, please... Cu formația ta, nu știu, faceți ceva, asta ar fi cel mai mare păcat, Doamne. Tu ești extrem de talentat, mă, în domeniul ăsta, extrem de talentat, crede-mă. Mersi mult. Felicitări, bro. Nu mai are cuvinte. Ce drăguț! Wow. Îți mulțumim, Carlos. Ia uite ce ai făcut. Nu, mă. Raluca. Păi, acum că v-am ascultat pe toți,
mi se pare că gata, s-a schimbat jocul. Ați prins încredere în voi, v-ați dat seama unde sunteți, v-ați dat seama ce se întâmplă și v-ați dat seama că trebuie să rupeți scena. Și ați făcut asta și asta ai făcut și tu, ne-ai ridicat pe toți în picioare și eram, bă, frate, omul ăsta iar cântă șapte voci, iar cântă el, e toată trupa, foarte tare, ai o voce minunată și știi ce îmi place? Că ne dai suferința aia în voce, ne dai tot ce vrem să auzim. Bravo! Asta a ieșit, bravo! Ea. Mersi mult! Felicitări, mulțumim, Raluca! Smiley! Alexandru, mi se pare că s-a specializat în a cânta toate vocile dintr-o piesă. El face și efectele, și delay-urile, și reverb-urile, și răspunsurile, și vocea a doua, și vocea a treia. Cred că dacă i-am fi dat și toate instrumentele din spate, le făcea pe toate așa. Bă, nene, tu, da, tu ești o trupă umblătoare. Ești foarte, foarte bun. Foarte bun. Eu, când ai cântat System of a Down, nu știu dacă ai văzut, dar am provocat pe cine crede că poate să cânte piesa asta mai bine, să vină sezonul următor să ne demonstreze. Eu nu cred că găsim pe cineva care să cânte piesele astea pe care le cânti tu mai bine decât o faci tu. Poate doar originalul, dar în cazul ăsta nu mai avem cum. Deci, fantastic mi se pare. Eu n-am avut ocazia să-i văd live, să văd cântarea asta live, dar cred că e foarte aproape de ceea ce cântau ei aici, da. În original. Ești foarte bun și vreau să, pentru că ați cântat deja toți, aș vrea să vă spun celor de acasă că sunt atât de bucuros că s-a votat așa de bine. Chiar da. Deci sunt foarte mândru de felul în care au votat românii, pentru că uite ce semifinal avem și vom avea o finală foarte puternică. Mie, wow. Deci nu vreau să mă pun în papucii oamenilor care vor vota în seara asta, pentru că ați fost extrem de buni. Mie mi-e foarte greu să fac diferența între voi. V-aș lua pe toți la studio, v-aș lua acasă. Sunteți foarte buni, locul vostru e pe scenă și mi-aș dori ca cei care vă votează acum să vă susțină și în continuare. Și în continuare, atât de important. Asta e cel mai important. Bă, ce concurență avem! Da, suntem toți foarte fericiți. Marius! Alex, uite care-i treaba. O să zic ceva ce nu ți-am mai zis. Te bat. Și anume... Stai că suntem amândoi aici, tine zi. Și anume, timbrul tău mi-a plăcut de la audiții. Da, a sunat foarte mișto. Tot ce trebuie. Dar pe performance, da, pe prestația asta de scenă, ai fost un introvertit, frate, tot show-ul ăsta, da. Știi? Ai venit așa, fără încredere în tine, ca și cum nu-ți găsești locul aici, ca și cum... Na, om, e masculin, așa. Da, exact, un fel de... Da, poate nu-i de mine aici, nu știu cum am ajuns până aici, mereu. Până la Arenele Romane, da, în semifinale. Da. Corect, da. Da. Eu în semifinale eram... Cine-i băiatul ăsta? Am florit trandafirul. A primit ceva de la Golden Buzz altfel, de ajunge până, nu știu, top Golden Platinum Ticket, da, ceva. Da. Că ai apărut alt om acolo, înțelegi? Și atunci am început să-mi dau seama că tu nu ești un film artistic, că tot am avut tematica asta în seara asta, ci ești ca un serial. Începe cu un personaj de nu-i dai nicio șansă și încet îți arată, bă, stai bă, că eu sunt supererou. E, asta ai făcut, da. Un show ăsta și îmi place că, bă, dedici timp și ești foarte atent la ce-ți alegi și cum le cânți și sunt sigur că le storci de orice fărâmiță de detalii acasă sau unde le repeți și până ajungi aici în scenă. Și asta arată că ești perfecționist și că ții mult la ceea ce faci pe scenă. Mersi mult de tot. Să apreciezi oamenii treaba asta. Da, oricine care înțelege o să vă te ajute. Mulțumim tare!